La mitingul organizat de PDL au participat 200 de susținători ai partidului care au protestat în fața Palatului Administrativ din Suceava, scandând lozinci și huiduind guvernarea actuală. USL-ul dădea ceai cald de băut la 7 oameni aici sub geam, acum 1 an și jumătate, 2 ani, cu lozinci scrise. Ce s-a ales? Cei 7 oameni care strigau sub geam ne caută pe noi. Spun, ne-au mințit useliștii. Doar ceaiul ni l-au dat și n-au făcut nimic pentru județul ăsta. Istoria se repetă. Roata se învârtește. Aveți încredere, suceveni, că ne întoarcem pentru voi. Nu uitați, Bucovina! Protestatarii au pornit din fața sediului PDL, iar în fruntea lor s-au aflat doi tineri care duceau un cufăr pe care era scris Lada de Zestre. Ironie cu trimitere la proiectul susținut de președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor. Protestatarii au fost conduși de senatorul Gheorghe Flutur, care a condamnat politica administrativă a premierului Victor Ponta și a ministrului Liviu Dragnea, spunând că dacă Teleorman merită atenție din partea guvernului, județul Suceava și mai mult. După cum vă spuneam, votul la bugetul de stat pentru 2014 ne-a scos în stradă. Parlamentarii PDL de la Suceava am depus aproape 300 de amendamente. Nu ne-a băgat nimeni în seamă. Majoritatea de 70% a USL-ului a zdrobit tot. Și pentru noi este trist și e bine să știe tot județul Suceava. Au tăiat bani pentru șosea de centură, n-au acceptat amendamente, n-au acceptat drumul Suceava-Botoșani, n-au acceptat studiul de fezabilitate autostrada Suceava-București, pentru că și noi avem dreptul la autostradă, că plătim taxe și de la 1 ianuarie mai mari, dar au fost pentru municipiul Suceava, bază sportivă, baza de agrement, toate amendamentele noastre, Centrul Cultural Bucovina, școlile de aici, Spitalul Județean, computerul tomograf la Spitalul Județean, vă amintiți ce promiteau ei? Ni l-au tăiat de pe listă că aduc unul mai performant. Am depus noi amendament, ni l-au trântit. Nu este în regulă, e bine să știe sucevenii lucrurile astea. Ba mai mult de atât, tot ce a însemnat propunerile noastre de modernizări de drumuri și este vorba de drumul care leagă Suceava prin Bosan și de Dolhasca, este vorba de drumul care merge de la Suceava Județean spre Zaharești, Berchișești și multe altele, pe Valea Bistriței drumul care este praf și pulbere, Muzeul Lemnului, Cazinoul Vatra Dornei, toate au fost amendamente respinse și multe amendamente punctuale. La Liceul Ștefan cel Mare, la Universitatea Ștefan cel Mare am avut 3 amendamente, nu ne-a băgat nimeni în seamă. Întrebarea noastră, ce se urmărește? Pentru că am văzut că îi face lui Dragnea autostradă spre Alexandria. Cu ce a greșit nordul Moldovei, Suceava și Bucovina să fie uitată? Eu cred că astfel de manifestări, ăsta e începutul, vor fi și se vor rostogoli, pentru că trebuie să le aducem aminte guvernanților că nu doar de Sfânta Maria trebuie să vină la Putna, la cel mai mare român, să-și aducă aminte de Suceava, că este un județ important 365 de zile pe an. La rândul său, liderul organizației municipale Suceava a PDL, deputatul Ioan Bălan, a venit la miting cu o colivie, în care erau două păsări pe care le-a denumit papagalii mincinoși, Vio și Laur. Așa cum spuneam mai înainte, partidul mi-a dat în grijă acești doi papagali de dimineață. I-am pus în cușcă, am avut grijă de ei, le-am dat de mâncare, numai că, așa cum vă spuneam, ați văzut ce s-a întâmplat, ăla mai roșu, mai grăsun, se apucă și mănâncă mâncarea pentru ăla micul galben, că ăla e mai somnoros, se trezește mai târziu și n-apucă. Numai că ăsta grăsuțul m-am îmbrăbădit de cap cu faptul că el știe de toate, știe limbi străine, știe chineza, mi-a zis și 2-3 cuvinte, eu niște fiind vorbitor de chineză, nu pot să vă le reproduc, că nici nu știu dacă m-a înjurat sau mi-a zis ceva de mamă. Ăla micu a rupt și el ceva în italiană, parcă am prins ceva de acolo. Partea proastă a lucrurilor, că nu mi-a zis nimic important, așa, ca să merite să le dau de mâncare în fiecare zi. Și de-aia am zis până la urmă că dacă tot îmi promit că în fiecare zi vor veni cu o chestie importantă pentru mine, că am grijă de ei, am zis că sunt niște papagali mincinoși și eu bun
prilej când am auzit că în partidul meu face astăzi aici în fața prefecturii o manifestație, am zis ia să-i pune un cușcă, să-i aduc aici de față cu oameni, că poate făcându-i de râs așa, vor înțelege să-și facă treaba. Cred că cu toți ați înțeles despre ce este vorba, n-are rost să mai traduc. În contextul ăsta general în care se minte de dimineață până seara, în care minciuna a devenit principala, să spun, monedă pe care o folosește guvernul, în care taxa, suprataxa, taxa nouă de dimineață până seara e cea care ne sărăcește, cred că și acum în ajun de sărbători lucrurile astea trebuie spuse și poate că dacă astăzi am fost într-un număr, să zic așa, cred că vreo 300 de oameni și socot că e un număr mic, după sărbători numărul ăsta mulțiți-l cu 10 și veți vedea o nemulțumire totală și o nemulțumire a cetățenilor. Asta e o nemulțumire a oamenilor de partid din partea PDL-ului și câțiva care ni s-au alăturat. Dar ne propunem ca după sărbători, imediat ce se termină luna ianuarie, să avem un meeting de protest în care să participe foarte mulți oameni și atunci, odată cu prima factură serioasă din iarna asta, să vedem veniturile, cheltuielile și realitățile României. Meeting-ul a durat 20 de minute, iar sucevenii care au trecut prin fața prefecturii au putut citi de pe pancardele democrat-liberalilor texte ironice la adresa premierului Victor Ponta și a conducerii Consiliului Județean Suceava.